O școală veche și degradată din județul Botoșan s-a transformat într-o oază de veselie după ce Asociația Bookland a mobilizat întreaga comunitate pentru renovarea ei. Localnicii care au învățat pe vremuri în frig și condiții insalubre se bucură acum pentru copiii lor, care merg cu plăcere într-un spațiu educațional modern și primitor. Școala din comuna Sulița, județul Botoșan, a fost construită în 1973, iar din acel moment nu s-a mai investit nimic în clădire, doar mici peticeli. Anii au trecut și au apărut problemele, din ce în ce mai mari. Foștii elevi, deveniți între timp părinți, nu-și amintesc cu plăcere de acele vremuri. Am fost elevă acestei școli când se făcea încălzirea prin sobe, lemn, foc, cărbune chiar am prins. Apa curentă nu exista, exista un lavoar, să zicem, pe hol, în care toată lumea chiar și consuma apa respectivă. Procesul de modernizare a început în 2023 și a venit ca un cadou pentru școala care a împlinit atunci jumătate de secol. Înainte nici baie nu era, erau afară, erau foarte derăpânate. Încălzire nu mergea foarte bine, nu erau niște condiții chiar foarte bune. Totul s-a schimbat însă când unul dintre cadrele didactice a dat peste un anunț pe internet. Asociația Bookland căuta unități de învățământ care aveau nevoie urgentă de reparații și dotări. Din acel moment, povestea școlii din Sulița s-a schimbat. La noi era o nevoie acută de, să zicem, de renovare și imediat ce județul Botoșani a fost pe lista celor unde Bookland voiau să se implice, am pregătit materialele și le-am încărcat pe platforma Bookland. Lucrările de renovare au necesitat mulți bani, răbdare, înțelegere și muncă în echipă. Copiii au învățat o perioadă în schimburi, s-au mutat dintr-o clasă în alta, iar părinții și cadrele didactice și-au modificat programul de nenumărate ori, dar au reușit împreună. Acum, prin proiectul Asociației Bookland, comunitatea are o școală nouă, complet reinventată. Nu v-aș putea reda bucuria și plăcerea cu care se manifestau copiii și părinții lor în prima zi de școală. Niciodată unitatea nu a arătat atât de bine, deoarece cu această nouă schimbare se simte acea căldură, acea luminozitate care este propice atât învățării elevilor cât și cadrelor didactice. Transformarea școlii se vede însă cel mai limpede prin ochii copiilor aflați la început de drum. Acum e mult mai veselă și îmi place mai mult și vin cu o mare drag la școală. Aceasta este povestea școlii din Sulița, pe care oamenii cu inimă mare și voință de fier au scris-o împreună ca exemplu pentru generațiile viitoare. Asociația Bookland și Prima TV caută acum următoarea școală din mediul rural din județul Ilfov, care să fie renovată și dotată. Campania este disponibilă atât pe bookland.ro cât și pe primatv.ro. Dacă și voi cunoașteți o școală care merită să fie renovată, înscrieți școala pe bookland.ro/calificare sau e-mail, iar Prima TV și Bookland vor ajunge în curând și acolo.